Bună ziua și bine ați revenit la călătoria noastră din TimeQuest. Astăzi continuăm din Babylon Oscar. Din păcate am făcut puțin din quest-ul acesta, de fapt am făcut quest-ul lui Imeru, The Farmer. Parcă e Seed of Destruction, da. A trebuit să tai. Să reîncep, ca să zic așa, mi-a sunat telefonul, a trebuit să răspund și na, n-am putut să nu răspund, ca să zic așa. N-a fost mare chestie, am omorât vreo 2, 4, 6, 10, 12 monștri, mi-am salvat ferma, ca să zic așa, sau ce You dracu e can't asta. carry anymore. Și You can't carry anymore. mergem mai departe, mergem, dăm quest-ul, eliberăm căci că nu mai avem loc. Și continuăm. Asta ca să nu mai ne plimbăm atâta. Facem așa, ba. E mai scurt drum. Și da. Babilonul ăsta o să fie foarte drăguț. Și ca design și ca quest-uri, din Greedy. câte știu eu. Tot, nimic. Pare că nu e nimic. Da. Beware. Stai să dăm quest-ul, hai să dăm quest-ul. Unde dracii ești? Dracii. You killed them. I killed them. Ia, vezi? Ai și 18.000 experiență. Mergem înapoi. Sincer, nu prea știu ce de-astea o să avem pe aici. Dar adică să vă zic de acum, de început mergem până acolo și facem asta și până ne oprim. Nu, e pur și simplu mergem până zicem pauză. Așa. Tot? Nu, stai tot. Da, asta mi-o da ceva să dau delay, să... delay, auzi, ce prost sunt. Să dau miss sau astea, fade, attack, ceva. Prea dau puțin când îmi dau chestia. Așa. Ia, vezi, am ajuns la Neanderthal. Asta, Saber Rider, asta mi se pare că mă prinde în plasă, dacă nu mă înșel. Nu sunt multe chestii ascunse în jocul ăsta, ca să zici că trebuie să stai să cauți. E pur și simplu... Ia uite cum a rămas asta în picioare. Mergi și omori. Să vedem aici. Omorâm pe ăsta micu că nu-mi place de el. Și cu asta. Sunt unei monștri care trebuie omorți înainte la alții. O să vă arăt și unii care sunt mai periculoși, dar bine, s-ar putea să nu fie așa de periculoși. Acum că am destul de multă rezistență. Și jocul ăsta, rezistența chiar ajută, ca să zic așa. Că nu e ca în alte jocuri, ai 100% rezistență și tot ții damage. Ia să vedem. Am intrat în Parthian Highlands. Nu am mai văzut asta. Saberlion. Saberlion. Așa. Uite, am pus asta prima oară. Sper că și unul dintre ăștia pe jos te prinde în plasă, dar nu mai știu care. N-am nevoie de energie. Mantid. Mantid? Mantid. Dacă nu au loc să te încercuiască toți, unii nu o să te ataci. Până nu se eliberează un loc în jur. Dacă se strâng toți în jurul tău așa, o
să fie 6 de astea, restul stai și se uită la tine. Așa, salvăm aici și așa și gata, închidem. Glumea, glumea. Nu merge așa. Dar nu mai știu cum zice la orașul ăla. Că era un oraș care îmi plăcea aici. Ne muriu. Top, 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 top. Runeweaver. Rotim, facem piruete de alea și eu mor împătați. Așa, mergem mai departe. Jungle Creep. Cum dracii zice, mă, la oraș? Uite, mă, ce stă pe lingură, frate. E, o să aflăm când o să aflăm. Mergem așa. Ce mai place mie că sunt împrăștiați peste tot. Uite, și-o de aia de attack speed și damage. Și pe aici închis. Și acum am luat o dată de damage să nu fie nimeni care să omoare. Nu mai poți și chestii de-astea. Oh, da, arcași. Preferații mei. Mori, aghiuț. Ăla încă cade pe acolo, încă cade. Ce sare așa? Crezi că mă sperii sau cum? Pendant. O să iau pe aici? Aaaa. Ușor cu hilul astea. Testei. Că ziceam ceva genul că nu mai luăm chestii galbene, ci doar de-astea albastre, verzi, panana și nu știu ce, nu? Aia e de regenerare, n-am nevoie. Că faci nișa și... Dacă luăm pe aici, ce se întâmplă? Ce place când fugă așa? Bune pile! Cum zice mâna asta? Poate o să găsești și armura și restul de la scutul ăsta când ajung în obsidian, un tron sau ceva. Ce ați făcut? S-a blocat jocul. Bem puțin, Cico. Face reclamă la Coca-Cola. Deși eu beau Pepsi. Și ia uite-o. Așa, mergem mai departe. Mai uite, am ajuns la altă dată de salvare. Mă, cred că jucăm până ajungem în următorul oraș. The Silk Road. Salvăm, vorbim, mergem. N-avem timp de pierdut. Treci pe aici. Pe aici ar trebui să apară raptorii. Dacă nu mă înșel. Aia e skill. Să
că tot ăștia sunt. Ne mărește damage-ul pe skill-uri. Ne îmbunătățește skill-uri ca să zic. Aici a trebuit. Yeti. Dau ăștia niște palme cu fundurile alea lor roz. Așteaptă pe aici și... Dacă am venit decât să vedem... Se pare că următorul o să fie The Great Wall. Și mă mușcă ăștia. Ha? Gata. Asta a fost tot? M-am bătut cu 5... Tigri? Lupi? Pantere? Ce dracu să fiți voi? Și nu mi-ați dat drog din viață. Mori. Ia să vedem ce se întâmplă pe aici. Poți să intri pe acolo? Nu poți să intri. Mergem pe aici, facem stânga împrejur. Ha? Până, până. Fădulez răz. Cine ar putea să fie frică de tine? Că tu vii cu fundul răz la ei. Hai mă, ia-și. Ia uite-o. Iau și vreo 20 gol pe aia. Nu e mare, bai. Dreapta. Bine că îmi dați numai arcaș, ca să fiu sigur. Până mă omoară ăia. Mai trece ceva. Bă! Până mă omoară ei, dar până eu mor eu. Ce mai plac ăștia care fug. Atât de dor în același. Ce face curva asta, curba asta, dacă are ceva monstruleți. Nu. Și că li are ăla, vede? Of! Poți să... Da? Nu merge! Aici? Ce-am... Locul ăsta. Și-am ajuns în Bactrian Woods. Unde ne batem cu... Saber Lion. Și cu Yeti. Se pare că e mult mai greu pe Saber Lion decât pe Yeti. Așa... Ce mă, Shiba, ce-ai pățit? Mă, nu prea ar trebui să meargă chestia asta, dar hai. Să înghezi pe Yeti. Că, până la urmă, al meu stau în... frig aici și nu prea... ar trebui să fie... Da, și apropo de frig, eu sunt cam în pizda goală. Ce avem aici? Ice tank. Și nici ăștia, că ăștia tot sunt făcuți în gheață, cum aș putea să-i îngheț eu pe ei? A, nu sunt cine știe ce ice pang-urile astea, dar dau din câte văd o groază de XP. Poate că sunt monștri noi și de aia. Aici mi se pare că o să fie următorul oraș. Sau, mi se pare greșit. Au ce pe-aș face la...
Cred că întâi trebuie să ajungem în peștera aia și pe om ajunge la următorul oraș. O peșteră pe undeva pe aici. Aici o că mă rotesc ca să mă pe toți odată. Dar n-a prea vrut. Miau. Urmă. Băi, ce critică la mi-a dat ăla. Hai să vedem, poate o fi pe aici un Magic Check Chest sau un erou care nu contează, că nu e. Vine poliția acum și ne-a dat și ea și ba. Ce faci? Iar dorm. Și am ajuns în Amdo Region. Ce arculeț are asta? Un verde care cred că e cu poison. Jade Bow. Interesant. Stați înainte să vă omor pe voi, vreau să văd. Da, e de la setul Jade. Aici e orașul. Aici cred că nu oprim. Făcut un episod destul de micuț. Cu călătorie. Ia vezi ce mai faci mie șapculițe. Așa, șaman. Salvăm un oraș, am făcut jumătate de XP. Sau mai bine decât să salvăm un oraș, mai mergem vreo 10-15 minute. Cred ce până... Scuzați limbajul, e prea mic episodul. In past times, Past we times, would. past times, yes, yes, yes. Mystery in the mount. I see people travel east, I see them go west. Never have I seen so many monsters. But what can I do for you? Hai să vedem, jap, jap, jap. Fortune follow you. Have you seen a yeti? I have tripled my caravan since the monsters. Pasta, aici. Pasta, aici. Pasta, aici. Pasta, aici. Ar safe, 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 da, ca data trecută când ai fugit cu ele, fugit în gură. Cred că ne oprim în... Natula Pass. Natula Pass! Să ne oprim la... Mystery in the Mountain, ăla. Mi-e vrează că ăștia sunt prea mulți. Prea mulți arcași. Jos nu merge, în sus. Norm. La na 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 na.
Ah, că acum vă dau decât un basic să-mi bag. Haide, bă. Așa. Cât avansez am, cu atât îmi amintesc mai mult din jocul ăsta. Devan într-o peșteră pe aici ar trebui să fie, dacă nu mă înșel, și un monstru care, deci un boss care te îți dă stun și pe unul se aruncă cu pietre în cap. Posibil să fie ăsta de aici, peștera asta. Posibil? Nu zic nu. Să vedem. Măcar de asta să fie interesat, știi, să... Ia vezi, pleci, pleci. Dar nu cred că e asta, că nu cred că era cu gheață. Omorâm niște gin. Se pare că nu mă îngheață ăștia. Hai, bă. Așa. Dai bre jos. Uite bă cum am înghețat. Omoară-mă! Cum face să vorbesc curat? Da, nu era peștera asta. Crown of Endurance. Mami, mi-a murit piciorul. Voi de unde ați apărut? O să terminăm episodul când facem ceva interesant. Până atunci nu terminăm episodul. Terminăm tot jocul dacă e. Yeti fără. Nu mă știu ce-ți dă Yeti fără ăsta. Cold damage și cold resistance. Ia să vedem. Nu e aceeași chestie ca asta. A, natula pas, acum natula ridge. Păi se poate, mă. Diferență. Cum nu e la diferență. Da. Regenerare. Miau. Băgăm nos. Aici o să fie un quest. În dreapta la peștera aia. Dar nu mai știu ce... Vedea parcă un inel albastru. Mă rog, un inel. Aici sunt câțiva de ăștia care apar. Haideți, veniți cu toții. M-am înghețat. Hai că o mișu anul ăsta. Cine a lăsat aici la bompile? Bă, bă, stați mă jos. Hai să vedem ce se află în peștera asta. Niu. Să mă urmă pe ăștia mari, că ăștia parcă ne înghețau. Cum să nu fii tu done for? Mi-a dat un inel, dar e egal, ve. Ha, mă, să care e dual weapon e mai bun. Weaponer.
dracu faci? Ridicați mâna la mine. Așa, am terminat și peștera asta. Mai sunt, stai așa că n-a terminat, că mai sunt doi monștri. Hai că am făcut și un quest. Ia vezi. Nerotim, piruete. Sunt o groază de-astea de salvare pe aici. Aici. Aici trebuie să fie peștera cu ăla care trebuie să-l bate. Ia vină mă și tu cu acest, e singur ce drept. Am strat să fug după voi. Ce bulangii, bă, ce bulangii. Tu mai lasă-mă în pace, șamane. Regele șaman, desenele, a? Miu. A, dacă ai sus acolo, înseamnă că a trecut Elchinul pe aici, că nu mai îl fac ce astea. Asta e un bombi de asta ce mi-a dat. Jup, jup. Iar se blochează, dă drumul. Nu vă gândiți la prostii. Că vă rupă genunchi. Asta mă lovește cu trăznete. Eu lovesc cu o palmă și am murit. Situl la ring. Zzz. Mai strima așa fericit. Ciambi Vali, ciumbi. Dacă voi... Hai tu vino și mă ești. O să... Na, nu merge. Miau. Da, desigur, apă sus și el ia apă de jos. Așa. Hai că facem și levelul. Da, cred că aici salvăm, că devine prea enervant. Sau să continuăm? Aici oprim și vedem data viitoare. Nu știu dacă se mai întâmplă ceva interesant, dar oprim aici. Așa, am intrat cu piciorul în pământ, nicio problemă, se întâmplă. Se întâmplă peste tot. Da, și aici ne oprim. Pur și simplu, cred că asta are cele mai puține questuri. Babilonul. Mai mult o să fie așa de priveliște să vedem cum arată dacă se întâmplă ceva interesant. Știu că a fost o reacțiune în episodul acesta, dar sper că v-a plăcut cât de cât. Nu prea ne omoară monștrii, sunt destul de bine făcuți, destul de bine bufați. Da, și ne revedem episodul următor și sper să fiți acolo, că eu o să fiu. Vă urez o zi... Vă urez, nu vă urăsc, vă iubesc. Vă urez o zi plăcută, continuare și ne auzim data viitoare. La revedere!